Mănăzări, bine-ați revenit de la Transparent cu probleme de matematică la ce? La sala. Eu zic că probleme sau peste, peste pentru evaluare, peste evaluare. De evaluare. Subiectul, noi facem de regulă subiectul 2 și 3, da? Și da. Așa s-a propus, subiectul 2 și 3. Pentru că unul și... unul e... prea ușor. Da. Bun. Aici avem și algebră și geometrie. Deci algebră. Geometrie. Să zicem. Se consideră expresia e de x egal cu. E de x egal cu. 1 supra x minus 2. 1 supra x minus 2. Minus x supra x pătrat minus 4. X pătrat. Minus 4. 4. Totul de împărțit a 2 supra x minus 2 până x plus 2. Unde x este numai real. O virgulă x numai real. X diferit de minus 2 și de 2. E autorul trebuie, dar noi nu. Arătați că x este egal cu. Ca să ne apucăm de lucru, ce știm? Întâi și trebuie punem condiții, nu? X poate fie 2 și minus 2. Atât. Deci x poate fi el, mai puțin mulțimea, 2 și minus 2. Autorul a fost adaptă el, dar noi acum ne-am pus problema. De ce pune el? De ce vădătoră cu 2 și minus 2? Că n-au rost fracțiile acestea, da? Și atunci, Adi, te rog să-mi spui egal mai departe cu... Așa, egal cu x plus 2, adică o să avem x plus 2 minus x supra... Aia așa, pentru că x plus 2 minus x, totul supra... Totul supra x pătrat minus 4, ori x... Minus 2, x minus 2, pe x plus 2, supra 2. X la 2 minus 4 cu x la 2 minus 4 se redrum și o să avem... Se simplifică. Se simplifică. Și o să avem 2 supra 2, 1. Bun. Altă ceva? În figura numărul 3 este reprezentat schematic un stup de albine în formă de paralel pe dreptunghic, ABCD, aprins pe dreptunghic. Deci, puteți să nu știu un paralel pe dreptunghic. Da. Deci, asta înseamnă că... Asta nu se arată. Asta. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Dimensiunile stupului sunt AB egal cu 4 decimetri. AB egal cu 4 decimetri. BC egal cu 6 decimetri. 6 decimetri. Și A prim egal cu 8 decimetri. A prim egal cu 8 decimetri. Aflați perimetrul dreptunghiului ABCD. A perimetrului ABCD. A BC egal cu deodată AB 4 BC e 6. Și perimetrul? Este? Perimetrul ABCD e, dacă l-ai dreptunghi, 8 plus 12. De ce? De ce? 4 cu 6, 10. Da, 8 plus 12 tot mai. Adică 4 2 plus 6 ori 2, cât dă? 20. 20. De 2 ori 4 și 6, da? Da. 20. Determinația aria totală a paralelepipedului. Vezi, da? Da. Aria totală egal cu... Păi aia stai doar baza ori... Aria bazii 4 ori 6. Aria unui dreptunghi 4 ori 6, 24. Deci 2 ori 24. Deci va fi egal cu de 2 ori 24. Plus de 4 ori... aria unui dreptunghi la fel, 8 ori AD, 8 ori 4, 32, plus 4 ori 32. Sunt 4, 4 fețe și sunt egale? 1, 2, 3, 4, da. Sunt egale? Da. Ariile sunt egale.
drepturi, da, da, sunt drepturi congruente. Păi zice că e paralelepiped. Da, de acord. Zice că e reglat, nu? A, da, da, da. Avem două de arii 4-8. Așa. Și două de arii 4-6. Atenție multe. Numai dacă ar fost o supătrat aici. Da. Când am 4 și 6, trebuie atenți, da? Atenție. Deci vine plus 2 ori 4 ori 8, 32. Plus 2 ori 6 ori 8, parcă e 8 asta. 6 ori, da. 6 ori 8, 4 și 8, da? Și egal cu de 2 ori, 24, 32 și 4 și 8, să fac și calculul respectiv și dă cât? 48 plus 64 plus 96 și egal cu 10, 15, 16, 20. Ce? 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 Arătați că PQ egal cu radical din 13 decimetri, unde P este egal A, B prim intersectat cu A prin B. Deci A, B prim intersectează A prin B în P. Așa. Deci pe fața asta, da, aici, se intersectează în P. Și Q este rezultat din BC prim intersectează B prin C. D? B, B. B, C, C prim cu B prin C. Fața așa, pe fața asta. Da, asta PQ. Și să calculăm PQ. Dar că PQ era egal din 13. PQ egal cu cine? PQ egal cu semnul de la. Diagonale se jumătățesc, în fața asta de trâng diagonale se jumătățesc și în triunghiul A prin B, C prim, PQ e linie mijlocie. Da? E paralelă cu A prin C prim și jumătate. Tot atât de bine putea să fi fost în A, B prim, C. A, B prim, C. Cu AC văzută. Tot aceeași poveste. PQ. Dar tot din mijlocie. E alții adus acolo, e foarte bine. Deci, ar trebui să spunem că în triunghiul, în triunghiul A prim B, C prim, A prim B, C prim, PQ, PQ, linie mijlocie. Și atunci PQ va fi egal cu, da? PQ va fi egal cu jumătate din A prim C prim. A prim C prim, P, 2. Ce rămâne să aflu de A prim C prim? Aș putea să aflu? A prim C prim o pot face? Diagonală într-un dreptunghi, sigur că da. Adică am pasta 4 și 6. Da? 4 și 6. Ce fel de triunghi este acolo? Dreptunghic. Triunghi dreptunghic, Pitagora, și aflu de A prim C prim. Deci A prim C prim va fi egal cu radical din. Hai, adică, ce este? 6 plus. Este indispus astăzi. Păi, ce faci? 36 plus 16. 36 plus 16. 52. Face radical din 52. 2. Care... să mai sunt.
duce prin ceva? Se descompune. Se descompune. 2, 2, 6, 2, 13. 2 radical din 13. 2 radical din 4, 13. 4, 2 radical din 13. Și atunci pe Q simplu, din 2 radical din 13, sub 2. Adică radical din 13. Deci am arătat că pe Q este tot radical din 13. N-a fost nimic așa ca să ne pun la treabă. Altceva? Atât, dar am citit asta. Deci cam așa se, așa subiectul. Dar cel mai dificil. Dar eu am zis așa. Cum voi să le uitați, să uitați prin ele și care face, pe face, nu pierdem timpul așa cu lucrurile și astea. Deci testele toate sunt la nivelul ăsta, nu găsim nimic așa. Acum mai... să mă uit și mai departe. Poate găsim niște teste care să aibă ceva interesant, așa, te faceți voi foarte ușor. Puneți întrebarea dacă sunt așa de ușoare, merită să mai lucrăm la un nivel mai ridicat? Zic că da. De dragul raționamentului și de frumusețea de a gândi la matematică, merită să lucrăm. Lucrurile sunt serioase, nu așa. Deci, uitați, de genul de simplu ăsta. O bază are forma unei prisme drepte cu baza pătrată. Înălțimea bazei este de 40. De centimetri, iar latura bazei este de 10. În bază se toarnă 3 litri de apă. Calculați area laterală a bazei, astfel. Determinați înălțimea la care se ridică apa în bază. Da. Deci baza este sub formă de prismă, înțeleg, nu? E sub formă de prismă dreaptă cu baza pătrată. Baza pătrată. Deci, e vorba de faptul că avem o prismă patrulatere regulată în așa. Da. Păi, aici... Suntem din pătrat. Da, trebuia să fie pătrat așa. Dar repede o putea face. Haideți să discutăm copiii, neapărat să scrieți, vedem. Deci, ce trebuie făcut aici? Da, cu litri este de apă. Așa, ce anume vrea autorul aici? Deci este o bază sub formă de prismă. Și să pune apă în ea. Deci A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Da. Înălțimea bazei 40 cm. 40 cm. Latura bazei 10. 10 cm. În bază se toarnă 3 litri de apă. Da. Calculați area laterală a bazei primă. Da. Determinați înălțimea la care se ridică apa în bază. Da. Înălțimea la care se ridică apa 3 litri. Trebuie să facem o legătură între volum și capacitate. Asta ar fi ceva nou pentru. Da. Legătura între volum și capacitate. Adică vorbim litri, nu știu ce, e vorba de măsura pentru, nu? La capacitatea vasului respectiv. Și atunci, un litru egal cu un decimetru cub. Deci un litru înseamnă un decimetru cub. Notați-vă asta, că asta e important. Exact. Un litru egal cu un decimetru cub. Noi vom face volumul acestei vase, îl vom transforma în decimetri cubi. În centimetri, peste tot. Peste tot în centimetri și noi vom trece decimetri. Exact, exact, interesant. Da? Ca să vedem care este volumul în decimetri cubi. Și volumul în decimetri cubi va fi ușor văzut și în litri. Și în felul ăsta știm exact cei 3 litri până unde se duc la înălțime. Ia să vedem. Deci, volumul, cu cine este dat? Volumul la prism. La prism, egal cu area bazei. Aici ar fi un decimetru. Mergem de la altă parte. Decimetru egal cu 4 decimetri. Vezi? Aceeași unitate între copii, atenție, da? Da. Da. Deci care înseamnă 1. E pătrat. Da. Nu, e pătrat. E pătrat. Da, e pătrat. 100. 1, 2, adică 1... 1 la 2. E la 2 la pătrat, nu? 1. 1. 1. 4. 1 la 4. 4.
Da. Nu, 4 egal cu 4. 4. Da? Deci volum egal 4 decimetri cubi. Și dacă s-ar pune apă, 4 litri ne-ar trebui, da? La 4 decimetri? Deci un litru a un decimetru, da? Deci un litru înseamnă un decimetru. Deci, poate da. E 4 litri de apă. Deci, asta, dacă am umple, dacă am umple vaza asta, mi-ar trebui 4 litri. 4 litri. Așa, am să pus numai 3. Da. Cum avem 3 litri, avem 3 litri, înseamnă că doar 3 decimetri cub am ocupat din cei 4. Și când determinați înălțimea la care se ridică acum, apare 3 decimetri. 30 cm. Se ridică până la înălțimea de 30 cm. Sau 3 decimetri. Da? Pentru că cei 3 litri înseamnă 3 decimetri pătrați. Am împărțit la suprafață, a fost 1 aici, altfel, nu că volum ce e egal cu area bază, înălțime. Da. Area bază a fost 1, dacă ar fi fost altceva, împărțeam volumul la... Corect. Și îmi dădea să înseamnă la cât, la ce înălțime. Deci îi trebuia să știi asta cu un litru egal cu un decimetru. Asta e. Vedeți că aici e dat în centimetri, trebuia transformat și lucrat așa. Asta e legătura între capacitate. Deci înălțimea era la 3 decimetri. Exact. Bun. Ce? În vază se introduc 4 cuburi din piatră. Fiecare cub având mulțimea de 4 centimetri. Da. În vază. Deci. 4 cuburi din piatră. Cuburi din piatră. Din piatră. Fiecare cub având mulchia de 4 cm. Deci, hai să spunem, mie, da. Mulchia. 4 cm. 4 cm. Determinați cu câți centimetri crește nivelul apei din vază după introducerea celor 4 cuburi din piatră. Cu câți centimetri? Da. Păi, calculăm volumul pietricelilor, așa, și îl adunăm acolo, nu? Și... A cuburilor din piatră, calculăm volumul. Și îl adunăm și mai mărim acolo. Și cele trei aflăm volumul singur. Cu ce este capul acolo? Păi, dacă zice că are 4 cm... Muchia. 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 Și ele sunt pătrate. E cum, da. E... 6 ori 24. 4, nu, 6 ori 16. 6, are 6 feții și fiecare... Dar și fiecare sunt de feții la volum? A, da, a... Are a bază, ori... 16 ori... 4, latura la 3. Latura, latura, latura. Are a bază înălțimea, mă. Are a bază. Păi, dar faci la 2, 4, 4 la 3. Latura la 2, ori latura cealaltă, da? La 3 la 3. Deci vorbim egal cu 3 la 3. El la 3 și egal cu 4 la 3 ani. 64. 64 cm. Cubi. Cubi. Bun. Și cum noi avem 3 de astea? 3 petrici. 4. 4 la 3. 4 ori 64 cm. Așa s-a spus 4. Da, 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 4 cuburi. 4, 4, 6, 4, 6, 24. 256 centimetri cubi. Care înseamnă... Determinat cu câți centimetri crește nivelul apei din vază. Cu câți centimetri? Păi volumul ăla, îl calculăm volumul. Dar tot, care e volumul ăla? Am calculat 4 decimetri. 256. E transformăm în decimetri pe ăștia. Da. Care sunt câți? Decimetri, centimetri, decimetri, 25,6, nu? Da, vrea centimetri, da. Vrea centimetri? Da. E transformat pe decimetri atunci, centimetri. 40. 40. Nu. 4 decimetri, câți centimetri înseamnă? 4 decimetri pe... cubi. Cubi. A, 40 decimetri tot cubi atunci, nu? Da? Deci apa se urcaseră până 3 sferturi se urcase, da? 3 sferturi, așa era apa. Da. La momentul în care erau cei 3 litri puși. Da. Deci după punerea celor 3 litri, mi-a rămas
Un sfert. Cum? Adică un sfert înseamnă 10... centimetri. 10 centimetri. Un decimetru. Da, un decimetru. De 10 centimetri au rămas. Da. Da. E acum, întrebarea este cu cât a urcat apa. Da? Păi, din volumul tot scădem volumul celor 25 centimetri pătrați. Și asta zic să schimbăm. Vreau centimetri pătrați. Da, centimetri. Centimetri. Nu centimetri. Atunci volumul la 4 decimetri cub o transformăm în 4 0 0 0 0 centimetri, nu? Pi la 3. Da. Decimetri la pătrat. Să lucrăm aici, tot în centimetri, ziceți voi, da? Da, să aflăm volumul. Ca să mă duc totul să fie aceeași unitate de măsură. Da. Și așez un decimetru cub. Este un decimetru cub, din cauza că e 1 aici. Da, e 10 acolo. Și așa înălțimea 1, deci un decimetru cub. Da. Să reducem un decimetru cub în cine, Miruna? Deci un decimetru cub egal cu 10, câți? Nu 10. 10 centimetri cubi. 10? 10? De unde 10? Că e 1000. 1000? Că multețele din măsurile de volum cresc din mii, mii. La treia. Da, din a treia. La suprafață crezi de sute, sute. Deci va veni 1000 centimetri cubi. Da, 1000 centimetri cubi. Și acum, practic, înălțimea asta e de 10. Și noi trebuie să vedem cu câți centimetri a crescut nivelul apei, da? Ei, aici avem cât 256 de centimetri cubi. Da. Și acolo aveam gol 1000. Și aici am 1000 de centimetri cubi. Mm-hmm. Practic, cu cât a crescut? Cu cât a crescut? Păi 1000 minus 256. Deci 1000 minus... Deci, nu avem 4 decimetri pătrați acolo, cubi. Volumul păi, da. E 4. De ce 4? Volumul la bază, mama, e de 4. Noi scădem doar... Dar nu mai a 3 litri de apă în ea. El nu e așa. Noi a 3 litri s-au băgat cuburile astea. Noi a 3 litri de apă și am mai urcat apa. Deci, într-o bază viitoare, ai pus 3 litri de apă și faci apă și cuburile astea. Și apa mai urcă puțin. Așa. Și întrebarea este, cât a urcat apa? Cu cât a urcat? În poziția imediat următoare. Cu exact volumul pietrișelor respective. Adică cu 256. Cu 256. Cu centimetri cubi. Da? Așa. Și acum, aici, cu cine a fost acest 256? Tradus în limbajul nostru, ar veni 10 ori 10, area bazei, 10 ori 10. Da? 100 centimetri. Ori? Ori înălțimea. Ori înălțimea H, că nu știu cu cât o urcat. Da. Ori H. Și asta înseamnă... H egal cu... H egal cu 256 centimetri cubi. Care fi trasă mult. 256. 256 supra 100. Da. Supra 100. Și face 2,56 centimetri. Deci la întrebarea cu cât urcă apa, urcă cu 2,56 centimetri. Adică din cei 10 care au mai rămas din vază, au mai urcat cu 2,56 centimetri. Cine ați înțeles? Deci, avem un întrebare care era ultima întrebare cu domnul. Era, determinați cu câți centimetri crește nivelul apei din vază după introducerea... După introducerea pietrelor, față de nivelul anterior, apa va fi urcat așa. Da? Ăsta va fi fost nivelul apei. După ce pietrășelul s-au dus la fundași. Cele trei patru pietrășelul. Da, adică volumul apei s-a mai mărit cu 156 centimetri. Exact! Așa. Și dacă s-a mai mărit volumul cu 256 centimetri, înseamnă volumul alea bazii, adică e vorba de acest da. Parmi... Și el vrea să aflăm înălțimea problemă. Înălțimea care a urcat. Cu cât o urcat? Da, adică cu cât o urcat. Asta, înălțimea, dacă te întreabă cu cât o urcat.
Asta înseamnă. Așa trebuie înălțimea. Și atunci eu am zis așa. Volumul acestui, acestei prisme, acestui parapet micuț de aici, dar a fost un nivel a apei până la 9 nivel, este datorat lui 256 cm3, celor 4 petricele care am dat. Da. Și atunci, revin și spun, aia bazei, 10 ori 10, ori înălțimea. 10 ori 10, ori înălțimea. Adică 100 ori H, 100 ori H, egal cu 256, nu? 100 ori H. Aia bazei ori înălțimea e egal cu volumul. Formula. Volumul e aia bazei ori înălțimea. A scris domnul profesor asta. Voi ați aflat volumul, aia bazei eu știa și am aflat înălțimea, adică cât a urcat. Da. Păi, așa se fac, o dată deci, la fiecare program trebuie să înțelegeți, să pătrund din ce s-a întâmplat ca fenomen. Nu? S-au dat drumul în apă. Clar. Crește volumul. S-au dezlocat o cantitate de așa și au crescut volumul. Apa a ridicat mai sus, a ridicat mai sus. Și întrebarea este, cu cât a ridicat? Exact volumul petrelor. Și noi am aflat volumul petrelor. Ce da. Petre? Patru petre, ce mai? Și volumul acesta de 256 este ca oarea bază de înălțime. E oarea bază de înălțimea acestei porțiuni din prisma la fostul nivel a apei la nou nivel. S-a întâmplat tot. Deci asta este știut volumul. Știi volumul, știi oarea bazei la înălțimea. Sigur că da. Și egalitatea asta a văzut cu câți centimetri. Da? Dar dacă ar fi întrebat cu câți decimetri? Era 2,56 metri, acum am decimetri. Sigur că da. Deci noi duceam pe goală în 0,256 decimetri. Decimetri, corect. Bun. A fost aici un moment, haideți, care a fost chestiuni importante. Să știi că un litru e egal cu decimetru cub, asta rămâne în definitiv legătura asta. Deci un decimetru cub, dacă îi torni un litru de apă, perfect se umple. Iar aici, ca o chestiune practică, a fost vorba de surprinderea volumului prismei acestea care a luat naștere după mișcarea apei și a fapt înălțimea după aceea. Ați înțeles, copii? Da. Hai, spuneți, dacă nu ai insistit la profesor atât. Greu. Păi, nu-i greu. Nu văd ce greu. Nu mai trebuie să înțelegeți, da? De fiecare dată, trebuie să încercăm să pătrundem problema așa, în intimitatea ei, ca să putem să înțelegem. Altfel, nu ne bazăm pe formule aruncate. Formule de joacă feste, am mai spus-o de atâtea ori. Memoria te pune la încercare și te trezești că folosim formulă care nu-i de acolo. Deci trebuie înțeles bine așa, de unde, cum, ce fel. Da. Hai să vedem. Următoarea problemă. În ipoteză avem A, B, C, D, A, prim, B, C, prim, de prim, prismă, patrateră, dreaptă. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, de prim, prismă, patrateră, dreaptă. Cu bazele pătrate. Cu? Cu bazele pătrate. Bazele pătrate, deci. A, B, C, D și A, prime, prince, prime, prime, pătrate. Prisma pătrate de dreaptă, pe care am regulat. Prisma aceasta reprezintă schematic un suport pentru umbrele. Segmentul AP reprezintă o umbrelă care se sprijină în punctul G'. Asta e să facem prisma. Da. Da. Deci o să facem o prisma cu baza împătrat. Așa. Și... Thank you.
A prim, B prim, C prim, D prim. Și să vedem cum se sprijine umbrela. Ca și plis pe A cu C prim. Și plis pe A cu C prim și pe E pe undeva pe aici. Așa. Suport pentru umbrele A cu C prim. Da. Asta nu-i diagonala. Așa, sigur că da. A C prim. Pe aici, da. Pe aici, da. A, cu ce am făcut o... Și pe un pic mai sus. Adică linia A, ce pe. Da, din cauza asta am făcut un pic curbat. Domnul profesor, am făcut curbat, dar voi să știți, mi se arată un pic prim. Mai înaltă, ca suport. Exact, și acolo, mai înaltă puțin, pe. Cu linia. Așa. Se știe, A, B, egal cu 30 cm. A, B, egal cu 30 cm. A, C, egal cu C, C prim. A, C, egal cu C, C prim. Nu zicem cât e egal. A, C, cu C, C prim. Da, nu zicem cât e egal. Da. Și A, P, egal 90 cm. A, P. P. A, P, egal cu 90 cm. Calculați, amic. Înălțimea suportului. A prim. Înălțimea suportului. Această prismă reprezintă schematic un suport pentru umbrele. Da. Da. A prim. Benic. Măsura unghiului dintre dreapta AP și planul ABC. AP și planul ABC. ABC. Este vorba de unghiul care? Deci în figură. AP și planul ABC. Cine zice? Măsura unghiului, tocmai de din dreapta AP și dreapta ABC. Ce cu voi vrei dormiți? Niciodată și până la măsura unghiului. Măsura unghiului de la ABC. Care este? Care? De A, C. Deci unghiul format de o dreaptă cu un plan. O dreaptă cu un plan, asta. Maria, a zis pe A, C. Adi? Tot pe A, C. E rândul la fel, da? Poate, Maria. Nu ați zis Miruna, de ce este pasiv asta? Dar chiar nu știu. Ea nu știe, mă, vorbea așa un plan. Deci că nu știe. Da. Am mai tot dreptăva. Deci dacă vă e vorba de unghiul format de o dreaptă și cu un plan, dreapta asta înțeapă planul, într-un punct, în cazul nostru, punctul A. A, corect. Și iau orice punct de pe dreaptă și duc perpendiculară. Aha, și are distanță. Și perpendiculara asta înțeapă planul undeva, iar unghiul făcut de locul unde o înțepat întâi dreapta și cu piciorul perpendicular, unim astea două și asta e, de fapt, umbra, proiecția. Aha. Proiecția segmentului acesta. Adică da? Din P, nu ducem din P, o ducem... De orice punct. Noi am luat pe C. E vorba de A, C prim. Ducem perpendiculara din C, de pe dreapta asta. Pe A, B, C. Adică C, C prim. C, C prim. Și înțeapă în C, planul de jos. Unim pe A cu C. Unii prea cu ce? Asta e unii. Pentru proiecția lui AC prim, proiecția lui AC prim este AC. Nu? Deci, ducem o perpendiculară de pe aia și cu asta și totul și ăsta e unii. Deci asta este unii. Practic, ori de cât ai un plan, și de asta ți-am văzut, ori de cât ai un plan, și vrei să vezi unghiul pe care îl face dreapta cu planul, vezi unde a înțepat dreapta, unde ți-a înțepat planul. Ei un punct oarecare de pe dreapta asta. N-are importanță. Că dacă le iei aici și ai dus pe dreapta, le iei tot aceeași. Punctele sunt corneale și proiecțiile vor fi tot corneale. De aceea este, ți este indiferent ce punct e. De regulă, ceva care e în problemă. Pe mine nu mă duc să duc un pic, pot să văd un ințeap, un picior, nu mă complic. Am deja, că e vorba de AC prim. Și AC prim
ce prim ce e determinat cu gama BC din construcția prismei. Și atunci, unghiul pe care îl face AC, adică locul unde a înțepat dreapta, și proiecția punctului respectiv de pe dreapta, C-ul, l-am unit pe AC. Și ăsta e unghiul format dintre AC și AC prim și de dreapta respectiv. Da. Da? Da. Deci de aceea, nu mai trebuie să subscrii, să fii de acord, ci să fii convinsă că ăsta este unghiul. Unghiul. Ce prim AC. Ce prim AC. Bun. Să scriem, Babe, măsura unghiului ce prim AC. Măsura unghiului ce prim AC. Egal cu cine. Și la C, determinat distanța de... Dar el asta am scris noi, că acum te arătăm. Unghiul format de... De dreapta AB. Și cu planul, așa trebuie să scrii noi. AB și planul ABC. Așa. Deci unghiul format de... De dreapta AB. Da. AB, virgulă și... Planul ABC. A, B, C. Deci unghiul opus... Unde am dus înălțimea, ce prim, de exemplu, înălțimea, e unghiul opus înălțimii, nu? Așa vede, unghiul opus înălțimii, da. Acela. Și la ce nu termina distanța de la punctul B, la punctul... Aș pune că este unghiul, dacă tu așa vrei, așa să-l ții minte, dar este unghiul format de dreapte și cu proiecția ei, de fapt, a segmentului respectiv. Proiecția lui AC prim este AC, unghiul format de A. Ce? Sau de dreapta cu proiecția ei. Mm-hmm. Da? Tu mergi cu ideea ca asta, să zici așa, după ce tu proiecția, unghiul opus între unghiul la dreptunghic, se formează un triunghi de prim, ce prima C. Mm-hmm. Unghiul opus înălțimii, zici tu așa. Dar și asta poate fi înălțimea AC dacă crești unghiul univers. Da, cum crezi numai să fie bine? Să-ți imaginezi bine. Corect. Da, să fii corect. Nu e ăsta unghiul de aici. Eu. Ce e ăsta de aici? Exact. Pe unghiul opus latura. Și unghiul opus latura e acel prima. Adică de pe latura aduce un punct pe asta. Da. Înălțime. Și opus. Da. Opus înălțime, da. Și distanța de la punctul B la planul ABC. Distanța de la punctul C, distanța de la punctul B la planul ABC. Pe așa. Să facem A prim, cum află? Păi știm pe A pe 90. Deci A pe A pe 30. A C de ce ce prim. A pe 90 mai târziu, poate nu mai am cât. Dar aici, hai să ne concentrăm aici. Faptul că AC e de CC prim, cred că e teafă în ce triunghi aici. Că deci AC e de CC prim? Așa zice aici. AC e de CC prim. Da, voi puteți îl știm pe AB. Ce fel de triunghi este AC, CC prim în părțile astea? Isoscel. Triunghi isoscel. Și pe AC o poți afla? Oi, avem AB 30. Nu radical din... L radical de 2, nu? De 30 de 30. L radical de 2. Deci, hai să începem cu lucrul. Deci, AC egal cu CC prim, egal cu el radical din 2 și egal cu latura de 30, radical de 2. Și am aflat de A prim sau CC prim. Același lucru. Deci A primă este 30, radical din 2. Măsura unghiului format dintre AB și ABC. AB. Am zis, unghiul ce prim. Ce prim AC. Cât e de ăla? A, ce prim AC. Ăsta e 90 din C. Așa avem ca AC radical din 2, el e de 45. Sigur, că de la sora să-ți mai liberi că ți-o fii dreptunghic. Isoscel. 45! Băi, stai pe gânduri. Deci triunghiul. Aici este răspunde rapid, 45 de grade. Și de ce? Triunghiul AC ce prim, AC ce prim, dreptunghic
isosceală. Trenghii de atunci isosceală. Distanța de la B la planul la BC. La B, la planul la BC. Care? Ca și teorie, distanța de la un punct la un plan? Ce înseamnă distanța la un punct la plan? Cine știe? Din punctul respectiv pe plan. Perpendiculară, nu ce mai spun. Sigur că da, deci perpendicular din P, pe plan, dar nu știu unde e ce apa. E un exterior. Bun. Avem că ce începem perpendicular. Eu prin planul APC nu văd numai asta. Văd o suprafață mare, imensă. Înțeapă undeva. Dar unde? Cine vede exact? Cine știe? Bănuiți cam când să undeva. Dar trebuie să fie perpendicular pe două laturi, pe R, să zicem. Trebuie să găsim un latru ca să fie perpendicular pe două laturi, nu? Da. Păi... Dar noi am spus că numai AC prim, umbra lui AC prim este ce? AC. Ce? Dacă mă duc mai încolo, sau iau un punct în coace, hai să-l iau pe un punct situat undeva pe AC prim. Știți voi unde pică perpendicular adusă din el pe planul ăsta? Unde pică? Deci am luat un punct M pe segment. Odată ce am spus că proiecția lui AC prim este AC, apoi la următorul punct de aici va fi? Tot pe AC. Tot pe AC. Și din B va fi tot pe AC. Și din B va fi tot pe AC. Același motiv. Deci proiecția... Cred că la mijloc... Nu știu unde, pe la ce. Da? Deci, insistăm. La întrebarea, distanța de la B la planul ABC, e vorba de a găsi perpendiculara de pe dreapta AC' pe plan. Da? Cum am găsit-o odată C prin C, asta e distanța de la C prin, atunci tot pe AC va fi și perpendiculară adusă de aici. Nu ești convins să încălumă, da? Hai să mai insistăm să vedem aici. Ce prin e paralel cu pe R asta. Așa? Și de asta e perpendiculară pe. Deci, odată, am spus, odată cu, când am găsit umbra dreptă acestea, deci dreapta asta, nu? Odată ce am vorbit, dreapta e nesfârșită și am găsit umbra ei în un segment, am văzut pe perioada de undeva, atunci toată umbra, toată aceste drepte, este această dreaptă. Proiecția dreptei, semidreptei acestea, dacă vreți, e semidreptă.